Bun, salutare tuturor și bine v-am regăsit la, probabil, și la voi prima zi de vacanță sau la unii nu, dar oricum ce vă mai pasă mai este o zi sau nici atât și da. Ideea e că, vedeți și în poză și în titlu și peste tot, ne reapucăm de live-uri, dragi prieteni, a venit vacanța, trebuie să facem din nou live-uri, corect? Mie îmi plăcea foarte mult să fac acele live-uri, adică mă distram. Și de ce nu să fac și în această vacanță un live în fiecare zi? Bine, probabil nu o să fac de Crăciun, probabil nu o să fac în a doua zi de Crăciun. Chestii de-astea, că n-am, sunt și eu plecat și de-alea, mă rog. Vedeți thumbnail-ul de live-uri, am stat cam un sfert de oră să fac. Știu, sunt foarte praf la Photoshop, nu vă luați de mine. Și da, vreau să vă mulțumesc și pentru numărul rotund și pătrat și triunghi de 100 de abonați. Chiar dacă nu am crescut cât mă așteptam eu de repede, pentru că erau foarte mulți abonați inactivi pe canal vechi, îmi place foarte mult activitatea de la clipuri, adică pentru 100 de abonați. Avem foarte multe vizionări la clipuri și susținere și vă mulțumesc foarte mult și mai bine să creștem încet și sigur decât repede și fără abonați activi. Bun, lăsăm subiectul ăsta la o parte și să revenim la live-uri. O să fac în fiecare zi, probabil tot de la ora 10 dimineața. Sincer, nu știu. Aș vrea să fac și azi un live. De la ora 6 seara, 6 seara, 6 după masa, nici nu știu, deci sincer nu știu ce e 6, ora 18, dar nu sunt sigur, deci azi nu sunt sigur. Dacă o să fac live astăzi, o să-l programez undeva pe la ora 2-3, o să-l programez, dacă o să fac. Dacă nu, nu o să fac. Și o să facem mâine, mai mult ca sigur, probabil la ora 10, dar oricum, îl programez până la ora 8 seara dacă e și îl fac mâine, deci fiți atenți pe canal. Oricum o să-l facem pe YouTube dacă am zis că îl programez și nu pe Twitch pentru că nu prea se strânge lume, poate nu vă merge pe telefoane, poate nu vă merge pe tablete sau mai știu eu ce. Nu vreau să ne complicăm, deși puteam să ascultăm acolo colinde și ce vrem noi, dar o să ascultăm în limita bunului simț pe YouTube și o să ne distrăm aici. Cu ce o să fac live-urile? Păi o să fac live-uri cu Rocket League, World of Diving, Def, Eurotrack, CSGO, GTA 5, FIFA 16. Poate mai băgăm și niște Minecraft așa la mișto. Nu prea am mai jucat eu Minecraft, sincer. Nu prea mi s-a luat așa, dar unele minigame-uri am mai jucat, cum ar fi Skywars, Crazy World sau ceva, nu știu cum era, niște minigame-uri de Crăciun, de ceva, vedem noi ce găsim, ce jucăm. Și da, cam astea, mă rog, mai găsim noi ceva joculețe pe acolo, nu-i problemă, vedem noi, ne distrăm și da. Nu vreau să prelungesc prea mult acest clip, deci ne vedem la live. Deci ori astăzi la ora 6, 18, dacă îl programez pe la 2-3, ori mâine dimineață sau mâine seară sau nu cred că e mâine seară. Dar oricum, mâine vă programez eu până la ora 8 live-ul, deci o să vedeți la ce oră. Bun. Sâmbătă, nu. Nu sâmbătă. Mai întâi vreau să vorbim puțin despre program. Probabil v-ați obișnuit că postez lunea, joia și sâmbăta pe acest canal. Și da, chiar nu știu ce să fac special de 100 de abonați, nu o să fac nimic probabil. Pentru că dacă fac montaje și chestii de-astea, topuri în fiecare zi, aproape, mă rog, câte trei în fiecare săptămână, chiar nu știu ce aș putea să fac mai special. Deci, da, probabil că v-ați obișnuit, luni, joi și vineri episoade, și vineri am zis, luni, joi și sâmbătă episoade,
Ok. Și cam atât am avut de spus. Corect. De Crăciun ceva special, probabil că o să apară, încă mă gândesc ce, încă văd ce. Și de Revelion de anul nou, probabil o să apară ceva special. O să mă gândesc eu foarte bine și o să pun. Mic spoiler, sâmbătă apare un nou Tips and Tricks, dar nu vă spun pe ce mapă, o să vedeți. Pentru că a fost foarte vizionat și la anterior și eu n-am mai postat. Deci da, ne vedem ori azi, ori mâine la live și sâmbătă la episod. Pa, pa!